prieteni de la miezul nopții reîncepe viața în România. Viața de noapte. Starea de alertă, starea de alertă se ridică și odată cu asta toate restricțiile cunoscute, restricții chiar și de mască la interior, ceea ce nu așteptam, de spațiu. Mă întreb, mai știm să trăim fără restricții? După 2 ani în care... Da, bănuiesc că da, adică astea se reînvață repede, binele revine repede. Dar eu astăzi o să vă zic și despre o minciună pe care am auzit-o constant, nu pot să nu marchez acest eveniment, dar înainte explicațiile necesare. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Așadar, oameni buni, se ridică starea de alertă la miezul nopții în această noapte. De mâine nu mai sunt restricții în România. Asta înseamnă că nici măcar nu se va cere certificat din acela PLF, știi, locator din ăla, nu va mai fi solicitat la graniță. La intrarea în țară nu va mai fi cerut certificatul electronic COVID. De asemenea, nu mai sunt restricții de spațiu și chiar și la interior masca este o recomandare. Asta în România. În că România, dacă vrei să pleci în Italia, acolo sunt curios, că ei nu cred că au renunțat încă la acel certificat. Țară, e adevărat că noi avem și puține cazuri, adică în momentul ăsta sunt 5.000 de cazuri, sunt considerate din tulpina Omicron A, care este o tulpină ușoară, adică mai ales dacă ești vaccinat, nu te alegi cu mai mult de o răceală. Atenție că izolarea nu o să mai fie dublată de control. Și de asemenea nu se mai instituie alea zilele alea 5 zile, știi, care erau înainte, cum se cheamă, o carantină și izolare, da? Da. Ministrul Rafila spune că apelează la bunul simț al cetățenilor, adică dacă te îmbolnăvești de COVID, stai acasă și vorbești cu angajatorii tăi, primești concediu medical în mod evident și lucrurile se rezolvă. Mă rog, sunt mai multe probleme care vor trebui rezolvate în de legalicește vorbind. În zilele următoare, dar ideea de bază asta e, că restricțiile existente anterior nu mai sunt. Rămâne recomandarea de a purta mască în zonele aglomerate, dar doar la capitolul ăsta de recomandare. Da, e o recomandare și de asemenea ministrul le recomandă tuturor să verifice înaintea plecării din țară, pentru că regulile astea care intră în vigoare în România sau lipsa restricțiilor, să spunem așa, nu se aplică și asta în alte spunem, țări. Da. Adică vă uitați înainte de a pleca undeva, vedeți ce vor oamenii ăia, ce condiții au oamenii ăia acolo când ajungem în țara respectivă. Deci, nu vor mai fi limite pentru accesul în spații publice și nici în privința orarului de funcționare, da? Ca să știe toată lumea chestiunea asta, utilizarea măștii la exterior nici nu mai zic, da? Ministrul spune că în privința interiorului este necesară, dar nu obligatorie. Adică se merge la bunul simț, mai ales la locurile de muncă și în alte părți. Cam asta e ideea de bază. Probabil dacă prezint simptome, ar fi bine să folosești în continuare. Colegii, că, uite, și la noi, la interior. Și la noi există o discuție, adică să spunem în redacție cum vom proceda mai departe din momentul ăsta și probabil că se va lua o hotărâre de comun acord, ceea ce mi se pare cel mai ok, nu? Adică oamenii care muncesc împreună în același spațiu limitat își vor stabili singuri regulile. Am zis că zic ceva despre o minciună, nu? Adică au fost oameni care vreme de 2 ani la televizor și în spațiu public și pe unde au apucat v-au mințit. Și să spunem, acest lucru a păsat, da? Adică să nu existe vreun dubiu în toată chestiunea asta și au zis așa: domnule, au pus ăștia niște reguli, nu le mai ridică niciodată. Asta e dictatură sanitară, e dictatură medicală. Uitați-vă la ei că vor să vă asuprească, că vine o resetare, că vine nu știu ce se întâmplă. Un discurs din ăsta căruia multă lume i-a căzut pradă, să zicem așa, a ales să-i creadă pe acești oameni, cumva ei apostoli ai libertății. Și uite că noi, cei care am spus, băi, este o chestiune sanitară, hai să ne purtăm cu bun simț și cu îngăduință și împăcare unii față de alții, am avut dreptate. Statul român nu se pregătea să introducă niciun fel de dictatură. Și asta mi se pare foarte important de spus. Statul român are niște pârghii democratice pe care noi, ca cetățeni, putem să le accesăm și să le stăpânim foarte bine.
Nu există astăzi temerea, nu, așa cum nu a existat decât în mințile unora temerea că se introduce vreo dictatură de nu știu care, nu există posibilitatea unei dictaturi în România. Și vă spun asta în ideea că de câteva zile încoace, apărând modificări la legea rezerviștilor și legea încorporărilor și o anumită legislație pentru situații de criză, respectiv situații de război, o să auziți sau auziți deja iarăși acest refren, acum după dictatură sanitară să bagă dictatură militară. Oameni buni, uitați-vă la instituții de presă de încredere, alegeți-vă bine oamenii pe care îi urmăriți și uitați-vă că foarte mulți dintre ei v-au mințit vreme de 2 ani și acum minciuna se vede că are picioare scurte. Hai să și sărbătorim, zic, 8 martie 2022, notăm data asta în calendar, ziua în care în România am scăpat de toate restricțiile cu privire la pandemia de COVID și sărbătorim momentul cu o piesă propusă de Cătălin, a venit așa foarte hotărât în studio, Radu caută Judas Priest cu Living After Midnight. Am înțeles prima oară de ce, acum înțeleg. De la miezul nopții. Are ești prins cu masca acum, eram amendă. Eram ocupat cu pizza. Amendă. Da, n-am înțeles din prima. Însă, într-adevăr, merge piesa asta și dăm volumul mai tare în radiouri pentru Judas Priest. Mulțumim, Cătălin. Ne reîntâlnim mâine. Mâine, da. Fără mască. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM.